BCM Upitești a disputat sâmbătă seară cel de-al treilea meci din cadrul sezonului regulat al Ligii Naționale de Basket Masculin. Piteștenii au reușit un nou succes în fața celor de la Dinamo București cu 72-60, după un meci apreciat de numerosul public prezent la Sala Sporturilor. Scorul pe sferturi al confruntării a fost 13-16, 16-15, 21-11 și 22-18. După primele 20 de minute în care oaspeții au avut o evoluție mai bună, BCM Upitești a avut o prezență în joc superioară în repriza secundă, fapt care i-a adus și victoria în cele din urmă. MVP-ul meciului a fost de departe americanul Ross cu 20 de puncte marcate. Următorul meci este programat în deplasare cu echipa Gazmetan Mediaș, sâmbătă 24 octombrie.